Continuă procesul de recondiționare a carosabilului și de reabilitare a trotuarelor pe strada Unirii din zona Faleză Nord. Echipele municipalității lucrează de dimineață și intervin cu utilaje pentru a turna asfalt și pentru a îmbrăca trotuarele în pavele noi. Astfel, circulația autovehiculelor a fost restricționată pe câte un singur sens de mers. Constanțenii spun că este foarte bine că se lucrează, sunt mulțumiți și chiar înțelegători în privința aglomerației. Bine că se lucrează, să se facă încet, dar sigur. Să avem și noi ceva frumos. Acum era înainte, era dezastru, dar acum încet, încet, suntem mulțumiți. Bineînțeles că este o idee bună. Parcarea pe trotuar sau pe marginea carosabilului este interzisă, așa că toate autoturismele lăsate în locul unde se lucrează vor fi ridicate de autorități.